Deci mașina este 100 sau 110.000 în showroom, da? Da. Are, puteți să verificați, are 3 sau 4 km, nu știu exact cât are. E full mecanic, full ITP, vă dau cu 150.000. Ce motor pe ea? V8. Păi, domnul Marian, e americană, doar nu punem V10 pe el. Corect, corect, corect. Ce asta? Îi stricăm frumusețe de sunet. Tracțiunea e modificată? Da, este 4x4, domnule. Asta la ce clasă e? La A? Nu știu, cred că e Legendary, la... Legendary, cred. Nu e la Legendary, sau e la... Căcat. B sau la A. A sau B, una din astea. Imediat, două. Imediat, verific. Dau un check. Ia să vedem. Deci, avem la clasa B... Ford... N-avem. N-avem. E la clasa A. E la clasa A mașina asta. La clasa A... Da, Ford... Ford GT... Dar nu-l găsesc. Nu prea îl găsesc nici acolo, nici acolo. Nici la A, nici la B. Domnul mecanic, ce clasă e mașina asta? La categoria de muscle car. Ah, ok. Aia nu mi-o dă mie. Înțeleg. Domnul, și ziceți că aș scoate ceva profit pe asta? Domnul meu, dacă ea e 100.000, e full ITP, adică full ITP, full mecanici. Că nu prea mă pricep cu modelul ăsta așa. Nu știu, eu zic că ați scoate undeva la vreo 20.000 peste ce v-am oferit eu. Înțeleg. Punem pe tester să verificăm. Bineînțeles, se testează, nicio problemă. Dar dumneavoastră, domnul Denis, știți că e un... Bolile dumneavoastră le-a spus sau alea așa vinile? Pe geamuri. Eu le-am pus, dar dacă doriți, pot să le și scot acum. Ca să nu aveți surprize de dumneavoastră. Ok, nu fi greu de scos. Da, domnul. Bate în palmă. Perfect. Vreți să scot foliile sau... Dacă doriți dumneavoastră... Bineînțeles, domnule, pentru dumneavoastră orice. Haide că nu mai iau, Lambo... Mai așteptăm, vedem, poate vinem pe asta. Dacă vreți, puteți să urcați cu mine sus, să vă arăt și o culoare. Dacă nu vă cofează această culoare. Mă gândeam oricum să schimb. Mașina așa fuge? Bă, eu i-am dat un 370, dar am pus frână, că venea curbă, știi ce zic? Înțeleg, da. Băi, mișto tare mașina, mă, și un albăstru de la așa. Alem. Dar ce-s noastră, o culoare? Albastru ăla, tip Mustang, cum sunt alea Shelby. Albastru ăla așa deschis. Am așa? Am așa, da. Așa? E bine așa? Da. Perfect. Și are și secundaria asta sau ce negru e negru? Sincer, nu știu, să încercăm. Aha. Mamă mea. L-ai face cu tot, cu lumin, cu tot? Pe bune, deci vreți ceva secundări? Nu, las-o neagră, văd eu după cum bag capul cu ea. O chestie, o face cu tot. Inclusiv interiorul, a? Alentui. Jantele astea sunt de voia sau le-a schimbat? Sincer, cred că nu sunt de pe ea. Haideți la un bancomat aici. Imediat? Da. Haide mă, că dacă facem un profit de 10-15.000, el zice 20.000. Nu știu ce să zic eu, 20.000, dar vedem, știi? Vedem. Păi, dați la garaj și facem acolo. Deși nu știu dacă o să pot, că am cealaltă mașină. Lăsați-mă puțin în spate să vin cu cealaltă mașină, să o bag în garaj pe aia. Da, am mai scos Mercedes-ul ăla de o grămadă de timp.
Am avut unul foarte frumos făcut și l-am dat cadou la un băiat. Dar nu înțeleg de ce l-am văzut în târg, 25.000. Da, nu știu, e o prostie, nu, nu. 4.000, nu mai fi pe stoc, nu știu. Mai sunt aproape 1.000 pe stoc. Oleu! Haideți, ne vedem la garaj, da? Da, da. Adeu că vedem ce facem. Îl mai modific eu puțin la culorile alea. Mamă, să-l sun pe băiatul ăsta de... Las că știu pe cine să sun. Aoleu! Să grăbiți, doamne? Domnul, îmi cer mii de scuze. Nu v-am văzut, de ce să mint? Chiar nu v-am văzut. Nu-i nicio problemă. Asta altă dată să aveți mai multă grijă. Desigur, vă mulțumesc frumos. Nu l-am văzut. Nu l-am văzut pe băiatul. Ce a întâmplat? Îmi dați un CNP, domnul Marian. 2291. Trebuie să mă sumi o mâncare neapărat, că e jean. Vă mulțumesc frumos. Verificați dacă aveți în garaj. Imediat. Da, da, Mustang GT. Perfect, să trăiți. Vă mulțumesc frumos. La cât mai multe mașini și bani. Mersi frumos, la fel. Mamă, mamă. Mă, uită-l pe al meu. Mă, uită-l pe al meu. Ia să vedem. Bă, dar ce mă, că ia gheu mașina asta. Ia gheu rău de tot. Curios dacă pot să-i modific. Bă, nu stă, mă. Iar e full? Da, mă, nu. N-având un gogoș. Mamă, vezi că asta e body parts pe ea. Uite-l pe ăsta ce tare arată. Bine, deja le-a cam făcut. Mamă, de la RTR. Nu? Bro. Asta e cu difuzorul ăla mai așa. Are modificări mișto mașina. Caguri. Bara de față le schimbam. Astea sunt destul de interesante. Cage, cum adică. Îi schimbă și scaunele. Bă, da, a făcut-o băiatul ăsta. Da, ca fota, să știi. Gata. Mama mea. Nu facem așa ceva. Apoi, mie îmi place asta mai mică. Roof. Da. Prea mult. Lăsăm așa, dar sunt curios dacă are strips de alea, știi? Extra. Să-i scos numerele. Nu facem atunci. N-are livery. Puțin așa. Ia să vedem. Salut, patroane. Salut, patroane. Uite mașină. E de vânzare. Cât vei pe? Nu știu, 170. Ha, prea mult, prea mult. Ia fii atent, dă-mi și mie o părere, te rog frumos. Ia. Yeah. Bara asta de față sau bara asta? Ia, tăi din nou, ia. Asta, sau, asta, asta. Asta, așa? Da. Fără... Fără, fără nebunile. Ia, fii atent, acum pe codiță. Așa, nu? Ăla albastru mi se pare mai frumos. Ăsta? Nu, neapărat, nu, nu. Ia dă-i din nou, dă-i ușor și zic eu că te oprește-i. Nu? Și ăsta nu e rău, nu ăsta, ăla din stânga.
Asta nu e rău nici asta. Mai dai o dată. Ăsta parcă îmi place. Ăla devine așa din el, nu știu. Tu știi. Îmi place ăsta. Adică mai scoatem profit dacă mai tot bag banii în ea. Mamă mea. Ce am dacă le-ai făcut? Frumos așa, frumos așa. I-a pus banda aia LED acolo, m-a nerucit. Înainte erai pasionat de lime-ul ăla, nu știu, poate ar merge un lime frumos. Da, trebuie să o fac cu negru dacă vreau să dau lime, dar îmi place albastru ăsta. Cum e frumos. Oh. Sau asta așa. Uite, stai, stai mai descurci. Hei, ești nebun? Mulțumesc frumos, te pup. Te pup, ceau. Băi, câți bani mi-a dat băiatul. Mi-a dat iară 50 de mii. Așa ca și cum, ia Mariane. Ia Mariane, că n-ai servici. Băi, mulțumesc frumos, diazul ei. Te pup. Gata. Ia să vedem niște wheels. Ne punem la... Mama, astea salei originale. La salei originale, le fii atent. Jante de Audi. Bă, ce bine este școala de merge de zici de mâncă. Nu vine să cred. Nu știu ce ar merge așa, sunt mișto și alea lei așa sportiv, dar nu-mi place cu scrisul ăla mie. O geantă și nu prea pot să-l schimb, știi? Geantă de Rolls. Dar nu prea are rost să... Uite-le, tată! Uite-le, tată! Deci alea sunt navete spațiale, BBS-urile astea. Asta așa. Mamă, și cauciucul cum arată, gen textura lui, știi? Și ai, mă, astea trebuie pe mașină. Bune. Acum nu știu dacă pot să le colorez. Nu cred. O, astea și merg colorate, și de mână la cap. Gen, le faci tentă. O faci așa cu tentă nebună. Dar ce tentă să-i pun? Nu prea să observă pe el. Bine, aici e și culoarea. Și lumina, știi? Dar dacă aș pune albăstrui deschis sau un albăstrui, dar așa mai închis ea. Un negru. No, nu-i pe negru. Punem așa. Ia să vedem. Cred că am scrântit-o cu geantele, a? Cred. Bă, nu știu, mi-e place cum arată. Dar în reflexie verde pe aia. Uite, vezi de unde am verdele la, nu știu. De la wheel color mi s-a pus. E ok, haide să vedem dacă o cumpără cineva. Ups. Bun, să dăm niște telefoane.
Mult chema pe băiatul ăla, de mi-am dat. Bă, verdele ăla nu înțeleg care-i scopul lui. Unde a ajuns verdele ăla. Dar merg să-l scot, că e ciudat tare. O fac toată neagră. O fac neagră direct, sau roșie. Clasic. Vizual, ia să vedem de spray. Mamă, deci am nimerit nuanța asta. Cred că afară se vede bine. Bro, ce-i nuanța asta? Mamă, cum arată în lumina aia și cum arată aici, nu-mi vine să cred. N-are nicio treabă. Uite aici cum se vede. Deci n-are nicio treabă una cu alta. Hai că profitul meu se duce pe vopsea aici, nu? O fac de la lava și aia e. Hai așa că e aici undeva una foarte bright, așa. Gata. O las așa. Perfect. Perfect, ce să mai? Ce să mai mă lăsăm așa? Ia să vedem. Cum îl chema pe băiat? Care... Cum îl chema pe băiat acum? Andrei David, oare? Da, mă, Andrei David, că avea poza asta. Ia să vedem. A doua, Maria, să trăiți. Ce zici, șerif? Zic, ce zici? Ce să zic, șop aici prin oraș, am venit până în Los Santos să fac niște poze cu băiat la niște mașini. Am și o ofertă, o mașină mișto, ca așa, de teapa ta. Ce mașină? Un Ford GT de ăsta, făcut tot și la mecanici și ITP și tot. Cam câți bani? Șerif, 170.000. Ford GT, 170.000. El e 100.000 nou, dar cu toate modificările ce are pe el, full, vizual, motor, tot. Deci absolut tot, n-ai nimic ce să-i pui. E cumva negru acum mașina sau ce culoare? Nu. Vișinie, cromă. Tocmai ce am vopsit-o, un vișiniu de ăsta închis. A fost cromă? A fost crom? Nu. Deci Ford GT. Ford GT, da. 170.000. Am pe acolo, așa. Eu am toți banii mei, sunt 80.000, că mă lași o omologare la geamuri. Dacă mă împrumută un prieten, ți-o iau. Dacă nu mă împrumută, din păcate, da, părere de rău, n-am cum să iau. Da, șerif, e ok. Sau dacă vrei, eu mai scaut cumpărător, dacă vrei să scap de ea. Dacă găsești pe cineva, ar fi talent și îți dau și ție acolo ceva, nu se pune problemă. Aia, nu-i nevoie că tu m-ai ajutat o grămadă. Bine, șerif. Vezi ce faci pe acolo, mă anunți, dai un telefon. Da, hai că întreb, pe aici. Bine, te salut, pa. Salut. Haide, mă, că rezolvăm noi cu băiatul. Băi, eu îl știu de undeva, frate, de-aia nu știu de unde îl știu. Asta e dilema, că eu nu știu de unde îl știu, dar îl știu după voce. Că nu-s mulți care au vocea lui. Bă, dar e frumos tare, bă. Frumos, aoleu. Și pe aici se mai trece, nu se mai trece. A fost o mică greșeală. Nu e problemă. Bă, dar fuge, mă, așa asta. O vină. Îi dau un oraș. Ce ai, mă, că draciu ea ești nebun? Păi nu mă prinde nicio poliție. Stai ușor că moare jocul pe aici. Moare jocul pe aici, mi-e efectiv. O iau pe autostradă. A zis că i-a dat 370, dar venea curbă. Te-l cred. Bă, fuge rău. Fuge rău. Ia să intre pe băieții ăștia dacă nu cumpără un GT-ul ăsta. Nu știu dacă să mai știu ce... Să trăiți, bani, nu bani. Sunteți interesați să cumpărați un Ford ăsta. Dom'le, n-avem bani, noi vindem Giulia. Nu vând Giulia, eu vând un R33 HR Nissan. Ăla-i bani mulți din câte știu, nu? Da, e vreo 220.000 de prestată, dar e puțin. E ceva, acum, da, depinde pe cine întrebi. Da, dar de curiozitate așa, nu că aș avea bani. Cât ar fi ăsta? 170. Aolo,
E 170 de prestanță sau asta e prețul care? Nu, e full ITP mecanici tot, n-ai ce să mai pui. Și pe showroom cât e ăsta? 100.000. Și fuge, e ceva de capul lui? Da, păi acum l-am scos de la mecanici să-i dau o tură. Am înțeles. Vrei să facem o linuță? Cu ce mașină ești? Eu cu Giulia asta roșie, deci. Eu dau cu Giulia. Ia să vedem. Chiar sunt curios. Să vedem ce zice Giulia ăla. La 3 claxoane dați voi? Hai, dai tu, șefule. Dar nu se mai aude claxon. Vrei mă tu ăsta din dreapta mea, dă... Vrei, da, deci... Stai. Dacă nu-mi sărea calculatorul în aer. Doamne, am decât. Haide să-i dăm turbina. după vamă, că mie mi-a sărit creierul în aer. Bine. Nu mă las cu una cu două. Uite-o. De ce faci așa calculatorile? Mamă, dacă îi bag un picior. Se face 4080, 3080 ăsta de la. E fix la picioare, uite. La plecare se duce Giulia ăsta, mănâncă nori. Da, pe are și 4x4. Aoleu, păi da, atât. Aia e decât cu turbine și motor, atât. A mea e full mecanic și full ITP. Hai, dă-i start. 3, 2, 1 și... Mama mea! Bro, nu te mai bloca! Mamă! Îmi sare capul! 370, bă, vezi că fuge! Eu frânez! Mamă, cum mă văd băieții ăștia, cred că... Bă, dar de ce îmi face așa calculatorul? Deci, primul Giulia, ăla nu-l depășeam, ăsta la altul îl depășeam. Fuge, bă, Giulia, ăla, bă, fuge. Ia uite-l, mă, ia uite-l. Ei, da, mă. M-au pierdut băieții. Trebuie să vând pe ăsta, să-mi recuperez gaura. Fuge, bă, fuge Giulia ăla. Eu când ți-am zis să-l cumperi tu, nu? Că Batman. Păi oricum, da, șeriful, eu nu le iau să mă plimb cu ele, le iau să le vând înapoi. Păi și asta nu țin. Și nu dai la schimb pe Giulia? Nu, no, doar cash. Cred că pe Giulia mea vrea. O mașină. Doar cash, șerif. Că vreau să-mi iau și un Lambo azi. Lambo, ia. Poate dacă o vinzi, poate vrei să iei Nissan-ul. Nu știu, se vinde repede ăla? Nu știu, că nu... Nu știu, vedem, oricum ne mai găsim prin oraș. O iau un ces pe oraș, că îmi pleznește capul, am văzut. Salut! Bă, cum se ducea Mercedes-ul ăla, bă, băiatule. Stai. Se ducea Mercedes-ul ăla, bă, băiatule. Acum ce fuge, mă, în halul ăsta, că până acum nu fuge. Adică ne vedem data viitoare. Energy Life, serverul pe care mă joc, îl aveți în descriere. Ba, bam.